Câți angajați ai în prezent? În jur de 10 oameni care lucrează full-time pentru mine și mulți alții colaboratori. Dar sunt 10 colaboratori care fac doar asta, care full-time lucrează pentru mine. Îți e ușor să gestionezi asta? O echipă da, de și, 10 oameni? Și da și nu. Știi cum era la Bișpris când este în timpul festivalului, ajung să lucreze Sfia Antamați în acel proiect undeva la... Cred că 1800-2000 de persoane, ceva de genul, cu tot cu voluntari și agenți de pază. Era un film, iarăși, vorbim de o echipă de undeva la 100 de persoane, cum a fost la Bass House The Movie. Deci, 10 oameni sunt relativ ușor de... 10 oameni îi cunoști pe toți. Pe nume îi știi pe fiecare, înveți ce preferințe au, dezvolți o relație și personală cu persoanele respective. Versus, nu știu, de la 100 de persoane în sus, deja nu mai poți să ții minte pe toată lumea după nume, cum îi cheamă și ce fac pe un platou sau, știi? De la proiectul de la Prima TV ai mai primit alte oferte să nu. Lucrezi în televiziune? Nu, am sau mai primit... Sau să apari? Să apar, da, da, am primit multe, dar oferta de a face o emisiune și mai departe n-am mai primit. Dar chiar și acolo noi am venit către ei, adică noi am venit către Prima cu uite ăsta e proiectul, asta vrem să facem. Și ți-ai dorit să participi la vreo emisiune care se difuzează în prezent? Niciuna? Asia Express? Nu, Asia Express am fost invitat, dar nu pot să-mi rup, emisiunea e amazing, e foarte mișto. Dar nu pot să-mi rup din viață niște luni să mă duc acolo, pentru toți banii din lume n-aș merge acolo. Adică cu siguranță e foarte tare să o urmărești, dar nu e pentru mine să merg acolo. Am foarte multe chestii în paralel și nu, n-aș putea să pun stop pur și simplu.